printre aplicațiile care sunt deja instalate în Ubuntu se numără și Thunderbird. Thunderbird este un client de e-mail pentru poștă electronică. Pot să mă conectez la Thunderbird, să pornesc Thunderbird și apoi să-mi înregistrez conturile de e-mail în felul următor. În dreapta sus aici este o iconiță cu un plic. Printre altele, plicul acesta mă ajută să-mi configurez și adresele de e-mail. Cred că îmi voi configura contul mai târziu. Mă rog, să vedem. Cont existent de mail. Ia să vedem. Bun, deja am un cont înregistrat. Mai vreau să mai adaug unul. Cum era fișier, creează alte conturi, cont existent de e-mail. Pot să folosesc și altele. Alt cont existent de e-mail. Fișier creează, da. Da, pardon. Ambele conturi sunt deja create, deci le-am creat pe site, la Yahoo și la Gmail și ia să vedem, mesaje primite și acum doar m-am autentificat. O chestie foarte mișto e atunci când primești un e-mail, apare aici mesaj. Acum ia să încerc. Scrie, deci de pe salutul Ubuntu Gmail către test. Ups. Și acum trimite. Și acum o să mi se schimbe iconița aici, o să apară albastră. O să vedem dacă da, nu știu exact în cât timp verifică. O să apară ulterior iconița albastră. Ia să vedem. Primește. Așa, gata. A apărut iconița albastră. Asta știu, am primit și o notificare. Și acum știu că am primit o scrisoare. Și mă duc, deschid e-mail și mi-arată mesaje primite, că am primit mesaj. Poți să-ți configurezi adrese de e-mail pe absolut orice server, nu ai absolut nicio restricție. Mie mi se pare Thunderbird un client foarte bun și chiar te încurajez să încerci când ai timp. Pa, pa!